După ce a primit girul buzoienilor din nou pentru un mandat în funcția de primar al municipiului Buzău, Constantin Toma a anunțat că se va deplasa în zilele următoare în toate zonele unde sunt desfășurate proiecte și lucrări. Voi fi din nou pe șantierele desfășurate în municipiul nostru, pentru că noi așa nu am voie și nu avem voie să oprim proiectele de dezvoltare ale orașului și municipiului Buzău. Totodată, edilul a mulțumit buzoienilor pentru votul acordat la alegerile locale din luna iunie. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o prin realegerea mea pentru un al treilea mandat de primar al municipiului Buzău și vă asigur că nu o să vă fac de râs. Printre proiectele pe care primăria Buzău ar urma să le desfășoare se numără reabilitarea cinematografului Dacia, înființarea centrului de recreere Aquapark, construirea unui nou cimitir, reabilitarea zonei pietonale cu zavodă, piața teatrului, amenajarea unor centrale termice în zona căminelor de la contactoare și reabilitarea unor străzi.